Europa rămâne un model de civilizație, iar civilizația are un sens foarte precis pentru noi, cei de astăzi. Nu e vorba doar de o civilizație pur materială, că avem cu toții astăzi acces la tehnologie, lumea s-a globalizat, s-a omogenizat sub acest aspect, dar rămâne încă un sens al civilizației care de multe ori poate ne scapă. Civilizația înseamnă un respect față de celălalt, un respect față de lege, față de normă, capabilă să medieze relația cu ceilalți. Iar lucrul ăsta, din păcate, nu mai poate fi importat, adaptat pur și simplu. Putem adapta un anumit tip de reformă europeană, putem importa anumite produse sau anumite tehnologii europeană, dar respectul față de ceilalți, respectul față de normă, față de lege, cea care vine să definească capacitatea noastră de a trăi împreună, se educă. Avem nevoie de o astfel de educație. Nu-l respect pe celălalt deoarece există o lege care îmi impune lucrul ăsta, dar tocmai invers, datorită faptului că îl respect pe celălalt, există o lege.